Aceasta este o stație și va trebui să o setăm pentru start sau pentru postul 1, postul 2, postul 3 și așa mai departe. Trebuie să conectăm în anul Arduino stația la laptop prin mini USB. După care, după ce s-a conectat, intrăm în orientare setări. Se pornește Visual Basic-ul, așteptăm, după care dăm start. Și aici avem, va trebui să alegem portul prin care se conectează stația noastră, după cum vedeți la noi este pe COM3, după care să dăm open. După cum vedeți, aceasta este stația numărul 4, post 4. Pentru a seta, pentru a fi, spre exemplu, postul 0, dăm aici un click, dăm 0, după care apăsăm set post 0. Și la celelalte stații se va face postul 1, postul 2, postul 3 și așa mai departe. Pentru a le sincroniza, e foarte bine ca la fiecare etapă să sincronizăm timpul de pe fiecare stație. Tot la fel, se introduce mini USB-ul, după care se pornește programul orientare setări cu Visual Basic, se dă start, după care la fiecare dăm set data time. Și automat, după cum vedeți, se sincronizează stația noastră. Cam așa se procedează pentru a seta numerele posturilor. Nu uitați, 0 este startul, care startul automat șterge mai întâi de pe card, după care dă startul participantului. Iar ultimul post poate fi până la numărul 14. Așteptăm să testați.